Bună ziua, domnilor consilieri, bună ziua, stimați invitați. A fost convocată la ședința ordinară a lunii august cu următoarea ordine de zi. Dar înainte de a da curs ordine de zi, avem câteva cereri aici de luat un aviz de principiu și vor fi dezbătute în ședința ordinară în luna septembrie. Este vorba de cererea domnului Coman Ovidiu Ștefan. Nu prea înțeleg ce scrie aici. Este de față. Vreau să ne spună despre ce este vorba. Bună ziua! Aș fi interesat să împărți sau să schimb terenul care unde desfășoară activitatea. Noi o să dezbatem în ședința de luna septembrie această cerere. Va fi introdusă pe ordine de zi, ședința de luna septembrie. Eventual, o să trebuiască să mai luați legătura cu organele de specialitate de la primărie, ca să ne dea mai multe detalii. Am înțeles, eu iau legătura, am 3 luni de zile de cărie de post, sau 4 luni de zile de cărie de post. Cererea este acum aici. Ce pot să fac? Nu se poate aproba astăzi această cerere. Fără o documentație. Un pic mai repede, dacă se poate. Am 3 luni sau 4 luni de când aștept. De când stau și nu fac nimic, aș... Cererea de la Consiliul Local a fost depusă astăzi. Păi cum să fie dumneavoastră? Nu mai fost așa. Dar asta a fost la diverse. Cererea este de 3 luni de zile. Doar că nu s-a... A, n-a fost luat în discuție. Da. Da. Păi, vedem ce se poate face după ședința de astăzi. Dar astăzi de ce nu se poate face? Eu presupun că nu se poate... Vă înțeleg, domnul Coman, vă înțeleg că... Dar trebuie expus că se numește... Este legat de proiect de hotărâre. Da, proiect de hotărâre trebuie... Nu am văzut în început prima dată la proiect, mai întâi de-a fost. Dar am explicat, dar trebuie... Face schimb sau să cumpere. Consiliul local este cel care hotărăște strarea pe lumea. Da, deci nu-i. Da. Deci trebuie să introduce cererea ca proiect de hotărâre. Deci noi să facem un proiect de hotărâre și dumneavoastră să aveți un punct de vedere format. Trebuie să știm dacă le facem sau nu. Sunteți de acord cu acest schimb sau cu această vânzare sau nu? Deci asta era cel face cel care intenționează să cumpere sau consiliul? Nu, face proprietarul. Deci noi facem. Înțeles. Da, pentru acest aviz de principiu, să pun la vot această cerere a domnului. Dacă se înceapă procedura sau nu? Trebuie explicat unde sunt terenurile ca să înțeleagă oamenii și puneți la vot. Deci acordul de principiu nu înseamnă că deja votul va trece. Deci să ne dăm acum ca să începem noi de la procedurile. Deci nu le supunem la vot, că nu le dăm citire tuturor cererilor. Supunem că în particular. Nu, particular, pe fiecare. Da, da, da. Da, da. 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 Cine este de acord ca să demarăm această procedură? Mulțumesc. Domnul Coman, vezi la legătura. Am înțeles. Da. O altă cerere a domnului Bodanciu Cristinel, domiciliat în Târgu Trotuș. Solicit concesionarea terenului suprafață de 80 de metri pătrați, situație în Maidanul, din fața domiciliului, în dreptul gardului, dintre cătunul care coboară spre râul Trotuș și poarta locuinții. Menționez faptul că mi-au angajamentul, să analizez șansul, spațiul pe care doresc să-l concesionez. Cine-i Bolanciu? Domnul Ștefan, știți ce este vorba? Da. Nu am văzut așa, dar și dacă... Să vă lua că vom supune la vot
Consiliului pentru a studia această cerere și o să trebuiască făcut și un plan acolo și o comisie să vă trebuie. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Voica Mihaela? Subsemnată Voica Mihaela, domiciliată în Târgu Trotu și județul Bacău, vă solicit concesionarea unui teren de alăturat proprietății mele, teren ce se află în rezerva primăriei, cu suprafață totală de 488 de metri, cu scopul de a putea utiliza în vederea unei construcții anexe și teren agricol. Atașez copia planului de amplasament și terenul solicitat. Presupun că vom merge pe această procedură. Da, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la ordinea de zi. Pentru astăzi avem mai puțin de 11 proiecte și începem așa. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Ungureanu Clement, președinte pentru ședința din luna septembrie, inițiator primar comun. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al comunei, inițiator primar comun. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării și finanțării investiții extindere rețea energie electrică alimentare consumator zonă industrială localitatea Târgu Trotuș, comuna Târgu Trotuș. Inițiator primarul comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul extindere rețea energie electrică alimentare consumator Târgu Trotuș, sat Târgu Trotuș, comuna Târgu Trotuș. Inițiator primarul comunei. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de transfer a rețelei, a prețului și a contractului aferent obiectivului de extindere rețelei energie electrică, alimentare, consumator, zona industrială. Inițiator primar comunei. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de consultanță, asistență juridică și reprezentare în instanță. Inițiator primar comunei. 7. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de uz și servitute către SECE del Gaz Grind a unei suprafețe de 61 de metri pătrate în domeniul public. Inițiator primarul comunii, proiect de hotărâre privind numirea în comisie de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziții publice a reprezentanților Consiliului Local al Comunei Târgu Trotuș, inițiator consilier Liviu Vititelu. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor culturale artistice în zilele Comunei Târgu Trotuș, ediția a doua 2018, inițiator primarul comunei, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiune de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul 3 2018. Inițiator primarul comunei, proiect de hotărâre privind schimbarea din funcție viceprimarul comunei Târgu Trotuș, inițiator consilierii locali UNPR și PSD. Punctul 12 de bază. Dacă sunt obiecții la programul acestei ședințe, pot fi domnul. Înainte de aceste, stimați colegi, am început ședința, aș vrea să fac o modificare la programul ședinței, adică să trecem punctul 8, să-l aducem la punctul 2, punctul 11 la punctul 3 și după acela vă revenim în ordinea normală. Deci proiectul de hotărâre de la numărul 8 să pune la punctul numărul 2, proiectul de hotărâre numărul 11 pune la punctul numărul 3 și celelalte vor decurge în ordinea care sunt de... Mulțumesc. Alte probleme? Profiți. Propun să se mențină ordinea de zi. Pentru că este important pentru comunitate nu schimbarea viceprimarului, ci probleme de comune. Da, luăm în considerare ambele variante. Cine este în prima variantă? Pentru varianta a doua? Voturile sunt de 8.
Așa, prima variantă. Înainte de a da curs cu ordine de zi, supunem la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 4-8-2018. Dacă sunt obiecțiuni la procesul verbal. Dacă nu sunt obiecțiuni, atunci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 14 voturi pentru. Da, trecem la punctul 1 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Ungureanu Cleme, președinte de ședință pe luna septembrie. Nu o să mai dau curs întregului proiect de hotărâre, știți procedura. Lunar se rânduiesc consilierii locali ca să fie președinte de ședință. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Punctul 2. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziții publice a reprezentanților Consiliului Local al Comunei Târgu Jiu. Și inițiator? Inițiator, consilier Liviu Mititeva. Sunt inițiator de grup, m-am trecut numai primit, dar la exprimare de hotărâre să spun așa, am inițiat acest proiect de hotărâre pentru ca și consilierii locali să participe la achizițiile publice, adică Comisia, pentru a putea vota în ședințele Comisiei Locale, în cunoștință de cauză. Adică vrem să știm exact ce se fac, unde, anume, cum cheltuim banul public, pentru ca să nu mai venim la ședință și să spunem, să venim ședințele și să spunem, domnule, nu s-a făcut aia, nu s-a făcut aia. Asta a fost o lucrurile. Sunt în comisie. Deci am venit cu propunerea ca să fie sunt trei partide politice care fac parte din Consiliul Local, câte un membru din fiecare partid și câte un supleant. Pentru că în momentul în care acel membru care face parte din comisie nu poate veni, din vari motive, să-l suplinească celălalt. Da. Dacă sunt discuții la acest proiect de hotărâre, poftiți. În raportul de specialitate al doamna secretară, rezultă că pentru Comisia de Evaluare. De cum și pentru solicitările de participare, conform legii, se ocupă autoritatea contractată. În speță, UAT-ul. Nu zice nicăieri că din această Comisie de Evaluare și de solicitare de participare. Poate să facă parte și consilierii locali. Din contra, la articolul 8, zice în următor. Persoanele care constituie comisia de evaluare nu trebuie să fie în relații de subordonare ierarhică unele de față de altele, în măsură în care structura organizatorică permite acest lucru. Vă rog să detaliați, domnul Tocaru, ce înseamnă? Ca să înțelegeți că primarul, în calitate de coordonator de credite, în calitate de conducător al acestei instituții, este în măsură să desemneze comisia de evaluare. Deci, asta este punctul meu de vedere. Vă rog să citiți această lege. Iar dumneavoastră, doamna secretară, ați avizat, probabil sub impulsul emoțiilor, acest punct al ordinii de zi pentru legalitate, pe care o consider... Nu, nu este prima participare a consilierilor locali, au mai fost nominalizate și comisii și sunt și alte pentru anumite achiziții. Acum, Consiliul Local... Deci este comisie de specialitate, deci nu o să fie comisie. La votarea bugetului, la aprobare, la modul cum se cheltuie banii. Este punctul meu de vedere. Este un proiect de hotărâre.
Deci dacă permiteți, contestată. Da, păi aveți... Deci dacă permiteți dumneavoastră, domnul președinte, ca să explicăm domnului consilier cu... Explicații. Consilier soldatul ștec, care i-a dat de mandezit. Dar dumneavoastră sunteți și eu nouă. Conform prevederilor articolului 63 alineat cu prevederea, primarul exerce funcția de ordonator principal de credite. Da? Primar. Responsabilitățile coordonatorilor de credite sunt prevăzute în cuprinsul articolului 23 din legea numărul 273 din 21 iunie 2006 privind finanțele publice locale astfel. Coordonatorii de credite au obligația de a angaja și de a utiliza credite bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate pentru cheltuielile strict legate de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale. La doi, ordonatorii de credite răspund. D. Elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu, urmărirea modului de realizare a venitorilor, angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a venitorilor bugetare posibile de casat, de integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituțiilor pe care o conduc. Vin cu completarea că Consiliul Local este cel care legiferează. Da? Deci primarul este ordonator de credite, Consiliul Local cel care legiferează. Deci ca atare, în momentul în care venim la rectificare bugetară, aprobarea bugetului, Consiliul Local este cel care își asumă răspunderea. Mulțumesc frumos! Doamna secretară, dacă poate să-mi răspunde la o întrebare. Este legal sau nu este legal să facem parte din aceste comisii de achiziție? Este o practică, domnului. Deci Consiliul Local nu participa. Da, atunci să punem la doar. Cine este pentru? Dar este, ce vreau să vin cu completare, este o, cum să vă zic, este destul de dificil dintr-o comisie de evaluare a achizițiilor publice să mai vină încă trei membri în sub situația asta consilier local. Pentru că vă dați seama, o comisie care funcționează la nivelul instituției, tot timpul trebuie să fie prezent cu persoana respectivă care trebuie să semneze. La dumneavoastră nu știu cum o să procedați. Deci una este să fiți nominalizați într-o comisie pentru anumită licitație, să spunem. Acolo la școală, dacă vreți, spre o parte dintre dacă e făcut un amendament, doamne, dacă este legal, numai la anumite contracte să participe. Nu trebuie să vă deci dacă să fiți la toate achizițiile, este foarte complicat. Deci nu știu dacă o să vă permiteți și dumneavoastră timpul și plus de asta și personal. Nu este normal să stea să vă caute pe fiecare semnătură. Aparatul este permanent la serviciu. Se semnează. Eu aș fi crezut, că dacă era să fi fost transparență și orice bun achiziționat era pus pe site-ul primăriei sau era pus la afișele de panouri, atunci nici nu mai era necesar pentru acest lucru. Bun, dar ce vă referiți? Când spuneți transparență cu achizițiile de spune? Păi orice. Deci orice lucru. Deci acum, de câte ori iau de pe seapă ceva, de ce să afișez în a, este corect. Ca să afișați ca lumea. Deci nu pentru noi. Pentru lumea. Lumea să știe. Dom'le. Știe, domnul Mugurean. Știe. Știe, domnul Mugurean. Știe. Alții știu dumneavoastră, numai să vă domnul Mugurean. Deci eu nu știu cum, adică alții știe. Știe toate lucrările. Păi, dar noi, deci noi nici nu știm lucrarea care s-a făcut la școală, de exemplu, și dumneavoastră spuneți că știe. De unde știe? Îmi dați voie, domnul Sule, ați venit cu domnul Fuiorea de mână. Pentru lucrarea de la școală. Exact. Vă rog frumos. Spuneți. Când nu faceți, doamna s-a achizitat, toată lumea spune. Păi, dar asta spuneți bani, ca să știm. Păi, dar știți, v-am spus. Domnul Fărăș a știut de lucrare. A, știa. A știut de lucrare și a venit ca să nu știa de primărie. A fost vreodată la... Nu știa. Păi nu știa unii primăria. Nu știe nimeni unii primăria. În fața bisericii. Trebuie să ne spune. Nu știe unii primăria. Nu mai știe. Stați un pic. Domnul Vasilie. Deci, domnul președinte, vă rog, situația de pe stați pe domnul Goagă, o secundă. Vă rog. Deci, când s-a aprobat bugetul luna ianuarie, cred că toți consilierii au fost prezenți la ședință și bănuiesc că au și memoria să rețină că, în calitate de conducător acelui unități de învățământ, am cerut să solicite toți bani în buget pentru schimbarea încălzirii de la școala adultă. Deci, cu alte cuvinte, ați fost informați? Am întrebat-o când a luat cuvântul doamna contabilă. Doamna, ați prevăzut bani? Da, am prevăzut bani pentru această lucrare.
Dar, domn profesor, dumneavoastră a cerut acest lucru. Da. Eu mi-aduc aminte, da? Perfect. Deci mi-aduc aminte și citesc. Citesc ce a spus dumneavoastră și ce am spus și eu, da? Să ni se prezinte situația exact cu cât costă, da? Eu am venit domnul... Cine a venit? Cu... Cine l-a văzut? Dumneavoastră l-ați văzut? Sau Mâncavi s-a prezentat un raport în ședință? Domnul director, problema mea este... Problema e că s-a făcut. Nu trebuia să fac. Asta este tot problema. Ce spuneți acest lucru? Excepțional de punct. De ce spuneți? Eu v-am promis și dumneavoastră și copilul la început de an școlar. O să încerc să rezolv și aia și aia. Am rezolvat-o și asta este nemerirea unor amici. De cum tu vezi, doamne? Și prețul. Spuneți-ne prețul. Spuneți-ne prețul, domnul Stimar. 960 de lei. 96 de mii. 96 de mii. 21 de mii. 96 de mii. 96 de mii. Cu tot. Așa că de care a pus de 96 de mii. În ce constă, domnul director? Vreau să sunteți acolo, la școală. Contractul s-a încheiat între Unitatea de Învățământ și societatea respectivă. Da, dar dumneavoastră fiind acolo, deci nu ar trebui să știți chestia asta. Știe destul de bine, dar nu e domnul. Domnul director, nu este un ăsta. Bine, avem chiar contractul cu domnul director. Deci, la este centrală nouă. Este un preț bun. Este un foarte excepțional preț. Spune domnul. Centrală nouă, calorifere, instalații, tot. Pompe, bufere și așa mai departe. Dacă dumneavoastră găsiți un preț mai bun, eu mă îndoiesc. Nici în Germania nu găsiți un preț mai bun. Aici nu înțelegeți. Aici nu este orsul locator. Aici e problema că sunt licitații, sunt astea, nu că nu consul local. Este SEA, consul local aprobă buget. Da, vă rog, mi-am abătut de la noastră puteți să afirmați că sunt greșit. Da, este. Da. Mai și-a verificat domnul Murea. Eu am verificat și este SEA. Deci, da, dumneavoastră spuneți că asta e verificat? Da, da. Deci, deci putem vorbi și noi, da, ca domnul de consilier, sau ca să și eu ca să vedeți că este pe seată, să știți și umbrați, domnul. Da, așa este, consilier. Deci, domnul președinte, vă cum bine știți, conform prevederilor articolului 40 de ani, ședințele Consiliului Local sunt publice, da? Cu obligația ca în termen de 3 zile, de la terminarea ședinței, domnul, că așa a spus. Secretarul Unității Administrative Teritoriale să afișeze la sediul primăriei și după caz pe pagina de internet a Unității Administrative Teritoriale o copie a procesului verbal al ședinței. În cursul anului 2018 acest aspect a fost respectat? Da. Cum, domnul? Spuneți-ne și nouă, în 3 zile dacă a fost... Deci haideți iar ajungem, deci eu m-am săturat de câte ori am discutat subiectul ăsta, pe cuvântul meu, dar nu. Domnul, deci legea 215 prevede clar la liniatul 8, cred că articolul 36, nu mai rețin, că se publică la 3 zile după ce este aprobat în Consiliul Local, da? Deci eu, ăsta care l-ați aprobat astăzi, procesul ăsta verbal, eu am termen 3 zile să-l public. Deci nu de la ședința de astăzi. Înțelegeți? Faceți diferența. Deci eu îl public după aprobare. Am înțeles. Da, sunt tare. S-a respectat întotdeauna. Deci ați făcut toate zâmbe, sai, chiar sunteți în culmea la pasiunea. V-ați dat toată explicația asta din... Nu mai tot. Haideți ca să nu pierde, doamna secretară. Nu, dar puteți să nu zoa, eu pot să fac. Da? Cum rămâne cu proiectul de hotărâre? Impunem o limită, o sumă sau... La ce? La potiță. Dacă este vorba de proiectul de hotărâre la numărul 8, acea comisie, da, da. Nu am fost contactat, nu am fost solicitat să fac parte în această comisie. Deci, părerea mea este că nu vreau să fac asta. Problema se va modifica nimic. Se vor avea discuții pe această temă și se va delega către un reprezentant din fiecare parte. Putem să punem la vot. Dacă va trece, va trece. Dacă nu, nu. Trebuie să... Nu putem, așa cum a zis doamna secretară, să facem toate achizițiile. Trebuie să impunem o limită sau trebuie să vedem pe anumite investiții. Da. Primul rând, dacă este... Eu zic să reformulăm acest proiect de hotărâre și să-l amânăm pentru ședința următoare. Ok, reformulăm și punem pentru ședința următoare. Ce ne este pentru? Pentru ce? Pentru reformularea pentru ședința următoare a acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc. Trecem la punctul 3 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind schimbarea de funcție a vicepremierului României, Cătălin Protoș. Știți despre ce este vorba, nu trebuie să mai dau curs
aceștora așa. Deci se propune. Se aprobă schimbarea de funcție vicepreședintelui Comunei de Bucur, dar nu pentru a trebuie. Articolul 2. Aprobarea hotărârii Consiliului Local al Comunei de Bucur, numărul 5/39, din 25/6/2016, privind alegerea vicepreședintelui Comunei de Bucur. Articolul 3. Prezintă hotărârea poate fi atacată la Tribunalul Bacău, secția 2 civilă și de Contencios Administrativ și Fiscal. Potrivit prevederilor legii 544/2004, privind contencesul administrativ, cu modificări de și completările perioade. Articolul 4. Prezintă hotărârea se comunică prin grijă a secretarului Comunei Tăcu Tropoș, instituția prefectului județului Bacău, primarului Comunei Tăcu Tropoș, viceprimarul Comunei Tăcu Tropoș, biroul de contabilitate și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Da, doamna secretară va demara procedurile. Stimați consilieri, stimați invitați. Dumneavoastră, în calitate de consilier, luați o foarte bine aminte, cu data 25 iunie 2016. Doamna consilier Postolache Renuța a fost aliasă ca viceprimară din negligența membrilor partidului, consilierilor la partidul UNEDR, care nu au vrut să participe la vot. S-au înhămat la căruză, domnul primar împreună cu doamna Postolache, să facă ceva în comun aceasta. Gândesc. Vorbesc cu unul meu și am sau chiar la partidul liberal. Nu este din competența noastră neapărat să apelăm la această procedură de schimbare. Este a patra ședință în care se discută acest lucru. Ședința anterioară s-a votat, n-a trecut proiectul de hotărâre. Până când o lungim? Eu consider că domnul primar și doamna vice sunt în măsură să clarifice această problemă. Văzând că opoziția care sunteți 8 consilieri, votați împotriva multor proiecte hotărâri care au ca rost finalizarea, sau mai bine zis, executarea curății unor lucrări făcute în comună. Cu alte cuvinte, sabotează bunul mers al activității primării. Dacă aș fi fost eu în locul doamnei viceprimar, pentru a dezamorsa această situație, nu dădeam de vizită. Nu trebuie să apelăm neapărat la votul consilierului. Suntem destul de maturi și ar trebui să tragem o concluzie. Doamne, dacă nu sunt voi, nu sunt îndrăgiri, au ei altă poftă, hai să ne satisfacem. Asta este opinia. Dar cred că este cea mai bună opinie. Aceea e consilierul. Să zic că două motive care... Exact. De ce vor? Să zic că două motive. Doamne, eu vreau pentru putare, eu vreau pentru putare. Nu. Deci nu este permis ca invitații să ia parte la ședință. După ședință, la punctul divers, se discută. E vorba de ce nu iau parte la vot. Dar dacă prezentul poate nu se poate discuta. Noi aici... Sunt contribuabili ai acestei localități. Adică de ce să nu? Ședințele sunt publice. De ce să nu poate să nu? De ce? Participați la ședințe și luați cuvântul când sunteți imediat. Adică am una. Și va da cineva cuvântul? Nu. Am văzut că mai vorbesc și alții fără să ia cuvântul. Mai vorbesc consilierul și învățați-o. Ce? Este Dumnezeu aici? Îi vorbesc numai când... Nu? Noi n-avem voi. Vă rog, domnul. Da. Ce a spus domnul Dumnezeu este perfect adevărat, dar dacă această problemă nu se întâmplă, noi mergem în continuare cu proiectul de hotărâre până se va rezolva. Eu vreau să spun că apreciez consideriunea dumneavoastră și cred că ar trebui să fiți prompt și în alte probleme ale comunității, nu numai în demisia cuiva. Asta este părerea mea. Cred că promptitudinea rezolvării problemelor cetățenilor este primordial, nu jocurile politice. Doamna... Asta este părerea mea. Doamna consilier. Nu intrăm în polemică. Doamna consilier, deci nu are nimeni nicio problemă cu persoana dumneavoastră. Da. Deci noi, ca majoritate, vrem schimbarea viceprimarului. Este legal. Ca majoritate. Suprimirea. Doamnă, vorbesc și eu. Această problemă se întâmplă și la Ardelea Înaltă.
Și la parte și mai departe. Este o practică, da. Este o practică care... Dar interesul cetățenilor, interesul cetățenilor ce el practică? Interesul cetățenilor majoritatea hotărâșilor. Nu spus, sănătate. Da, 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 nu știu dacă... Știți că arde lumina la tot, de la ora 7 seara, da. Sau când e lumină și dimineața, când trebuie să fie... Doamnă, v-am cerut frumos, civilizat, v-am zis, da, vă doar să răspundeți. V-am zis de două ori motivele pentru care vrem să cerem schimbarea dumneavoastră în funcție. Sănătate, nu-i dușmănie, n-are nimeni treabă cu doamna apostolat, avem treabă cu viceprimarul Comunei, atât. Din fericire sau din păcate... Bine, acum haideți să luăm și pe aia. Într-adevăr, eu sunt conștient de doleanța dumneavoastră, fiind discuții din câteva nume încoace. Dar trebuie să aveți și în vedere faptul că sunt anumite lucruri care ne blochează activitatea. Avem buget care riscă multe discuții și avem proiectele astea de iluminat care stau acolo, îmi expir la cușă, mai am 3, 4, 5 luni de zile, nu mai știu cât mai am și îmi expir la vize. Încep să îmi expir la vize. Ce fac? Iar încep iar să vă cheltui pentru avize, iar îmi veniți dumneavoastră și aia zice, a, păi ai plătit iar, dar n-ai mai plătit odată, păi da, dacă m-ai blocat și n-am putut să-l duc la capăt. S-a văzut destul activitatea noastră. Deci ca să ajungi la un proiect, să-l începi de la zero, din stadiul de hârtie, cu pixul, cu creionul, să-l creionezi și să-l duci ca să ridici stâlpii respectiv și instalația, e o leacă de muncă. Noi am avut deja, suntem gata să-i dăm drumul și doamna Țigăielu este primul beneficiar de acolo. Dați drumul ca să mergem, să facem treabă. Domnul primar, noi nu suntem împotrivă, da? Așa. Deci noi suntem foarte deschiși, foarte transparenți. Am înțeles. Însă, problema este în felul următor. Să ne se prezinte un raport complex. Dar suntem exact. Cât de complex? Domnul, ce înseamnă complex pentru dumneavoastră? Eu dumneavoastră am uitat la 21.500, 370 de metri. Da, 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 de el. Nu, v-am spus de el cum am uitat, da? Eu v-am spus de el, da? Să nu mințim, da? V-am spus de el. 370 de metri implică 21.000 de euro, domnul primar. Și aceste costuri, cifri, cât stâlp, domnule, noi plantăm 4 stâlp până la doamna Țigăielu sau 5 stâlp, care costă 21.000 de euro sau 370 de metri. Bun. Spuneți-ne, în această sumă, vor fi montați 20 de stâlpi. Vor fi ca Bairean. Ca trebuie să știm. Dacă nu, ni se aduce la cunoștință. Și a venit cura. Deci, domnul primar, venim cu raport simplu, așa. Domnul Minacer, haideți ca să vă spun. Se pare că uităm. Ați avut materialele astea. Am la bun început. Aici, într-adevăr, e mai greu de citit, pentru că e o leagă. Aici sunt stâlpi numerotați, cât stâlpi vor veni și până unde. Nu e nicio linie ferată aici, nu e nimic. Este până la panta respectivă. Cine a avut acest livrat? Cine a avut? Și dumneavoastră ați avut acest loc. Unde este sezonul? Ia să vedem. Sunt mai inițiat ca toată. Deci, acele hârtii, uitați, astea sunt. Nu știți când domnul Dinu a zis că domnule, nu este să fie care ferată. Și dumneavoastră ești luțiat, n-ați precizat. Domnule, vorba de 370 de metri. Am fost de deci trebuia să spuneți așa. Domnule, avem 370 de metri și terminați discuția cu calea ferată. Atât. Bun. Ați venit? N-am zis eu, dar de ce nu m-ați întrebat cine a fost? Nu e responsabilitatea noastră. Știu că nu de unde a apărut varianta cu calea ferată. Dar ascultați pe cine a zis. Domnule, nu știam dacă nu spunea. Deci domnul Dinu a zis, domnule, nu facem cu la calea ferată. Dar stați un pic, am sărit de la așteptați un pic să citesc aici. Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor. Deci este articolul 45. Ce spune? Trebuie să, domnul primar, trebuie să ne dea notă de fundamentare. În care îmi prezintă mie, domnule, investiția pe total, îmi prezintă mie facilitatea zonei respective, da? Domnule, am atâția care se cuplează, am atâția care pe parcurs se vor cupla, că au făcut cerere și trebuie și ei ca să aibă instalație de iluminat, da? Dumneavoastră, n-ați venit nimic, n-ați dat cum ai un dosar în față și la barul.
Trebuia să-mi spuneți, domnule, eu de care întreba, am 370, nu este. Eu până că nu m-am dus la doamna, eu nici nu știam că nu este doamna Nare. Dar trebuia să merg pentru că a zis că eu nu sunt de acord. Nu vreau să vorbim la rând. Vorbim despre investiții, care este trecută în lista de investiții, că dumneavoastră ați aprobat în luna februarie, odată cu bugetul, la lucrări în continuare. Asta înseamnă că lucrarea a fost începută și cu avize de anul trecut. Dumneavoastră ați știut și anul trecut și în contul de execuție a știut de lucrarea ce asta. Ați știut și cu buget. Ne întâlnim din 3-4 ședințe de când discutăm despre aceeași treabă și nu trece. Și acum începem să măsurăm... Doamnă, dar nu mi s-a explicat. Doamnă, dar a fost un moment, dar cu așa de aia. Păi dumneavoastră ce l-a trebuit. Păi doamnă, cum l-a spus la vale la fermă. Doamna, și ai zis, domnule, nu fac investiția până la calea ferată. Până unde am zis? Doamna, până unde am zis? Dar ai luat rând. Am zis că, domnule, până acolo, da, sunt. De acord, da, mi-a dat? Nu, dar ai avut un doctor. Să rămânem, uitați aici, alo. Dar nu mă stai pe drum să sunt materialele aici care le-am primit noi. Acea hartă nu există la materialele. Asta a fost dată în 2016. Prima dată, acum ne arată. În 2016, când a dat acolo, era cu mișoare. Când nu s-a votat proiectul de hotărâri, ședințele astea eu le-am plătit. În fiecare lună, plătit la fiecare pejat, 15 ani și jumătate. Nimeni nu a venit să aducă banii înapoi de la toate ședințele să spună, Doamne, eu n-am înțeles pentru ce n-am ridicat mâna. Banii a luat toată lumea, câte 5 milioane de 3 ședințe, 4, câte 6 milioane jumate, fiecare lună s-a primit. Cine a venit să spună, ia-mă leu înapoi că n-am primit anexa cu tare la investiție. Am chemat-o pe toată lumea și a luat banii. Bine mersi. Și eu la mine știu, un lucru vreau să precizez. La primul mandat al meu am cerut. Ați cerut. Da? Ca să îmi faceți în așa fel încât ca să fac studiile necesare. Legea prevede. Dumneavoastră a zis că nu pot să asigur așa ceva. Am înțeles. Când deci domnul consilier, și nu v-am pot asigura? Dumneavoastră nu înțelegeți de 2 ani de când tot țipa așa sunt toate ședințele. Da. Numai ceartă și scandal. De ce ceartă? Nu vreți să lăsați oamenii ăștia să facă treaba. Adică domnul Ungureanu, aveți o vârstă, aveți 50 dar ceva. Dar ce nu-i lasă? Ce nu-i lasă? Am 20 de ani, domnul Ungureanu, și buletin nu avea. Dar cu ce nu-i lasă? Ce nu-i lasă? Deci ce-i spun lor? Domn primar, vă rog frumos să nu renunțați și să luptați. Ce-i spun lor? Adică dumneavoastră să specificați că Ungureanu nu-l lasă. Dar ce nu-l lasă? Dumneavoastră, cum puteți să afirmați acest lucru eu dacă proiectele le-am votat? Nu spuneți. Cum n-am votat, doamnă? Bugetul am votat pe Gordanu? De 4 ședințe nu votați nimic. Doamnă, am votat bugetul pe Gordanu. Cum spuneți că n-am votat nimic? Nu-l votat. Aduceți-mi argumentul că n-am votat. Domnul Ungureanu. Cum afirmați așa ceva? Așa vorbiți că sunteți rămâneți. Cum să afirmați așa ceva că n-am votat? Păi nu, că dumneavoastră nu respectați legea. Vă respect! Ba nu respectați. Păi cum să respectați legea? Ce trebuie să nu mai lucrurile ta și să faci cu domnul Mască? Păi cum adică spuneți că ăla e... Nu, tu ne ești în potriva cu de-a. Domnul Mureanu, domnul președinte, ce v-ați spus mai că... Asta e cir. Ce faci? Ce înseamnă asta? Dar cum să afirme că domnule, eu nu respect? Eu nu votez. Sau nu? De câte ori v-am zis eu fost? N-ați votat. Dar eu i-am spus lor. Nu ați votat. I-am spus lor. Mai stă o recurentă mare acolo. Doamnele, înțelegeți că nu mi-a venit cu o explicație. N-am venit cu o explicație ca să știu că este în fără. Păi ce aveți dumneavoastră? Stă-mi fără recurent. Dacă aveți dumneavoastră acea hardă, eu n-am avut-o tot. Nu mai faci. De unde să am dacă nu se vede? Aveți explicații, nu numai drept. Dar dacă nu mi s-a dat, doamne. Domnul Ungureanu, ați trimis o cerere. Domnul, ați trimis o cerere de la primărie. Doamne, nici am cerut-o personal. Aici ca să facem așa. Domnul Ungureanu, deci în momentul... Ați suspendat pe 3 ședințe, doamne, și ustea, da. Noi suspendăm și pe asta dacă e nevoie. Nu. Deci, nu facem scandal. Cum? Haideți să dar cum să forțați pe cineva să voteze tot sau cum? Eu știu că de câte ori am fost chemată la comisie, am dat explicații despre toate aceste
aceste proiecte de extindere și de... De fiecare dată. Domnul comititelul, confirmați? Am fost chemată la ședință. Da. Probabil se fac confuzii că sunt foarte multe proiecte pe extindere. Deci noi astăzi avem spre aprobare un proiect de hotărâre privind extinderea în zona, un proiect care a fost pus și în celelalte ședințe, extindere zona industrială. Doamnă, dacă îmi permiteți, harta care o deține domnul Săvău, de ce nu ne-a parvenit și nouă acea hartă? Ca să lămurim o dată pentru totdeauna acest conflict. Nu, de ce nu ne-a parvenit, doamnă? Răspundeți dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți... Eu știu că harta, uitați-ne aici, să faci ce vreau... Nu suntem în posesie acelei hărți. Ca să nu înțeleagă omul că... Dar de ce n-ați cerut? Domnule, am venit la primărie și am cerut. Sunt tot eu personal. Eu am făcut. Eu personal. Dacă de patru ședinții tot dați că nu vreți, trebuie să-mi zic, domnule, arătați-mi și mie proiectul ăla, harta aia. Nu am solicitat eu. Ați întrebat că știau că acolo nu aveți tensiune, nu aveți preț. Domnul Ungureanu, de câte ori v-am văzut pe dumneavoastră să veniți pe strada aia, pe acolo sau pe alte străzi, să veniți să vedeți ce probleme avem noi. Păi, domnule, am fost pentru că am înțeles că nu are doamnă și m-am dus. Nu. Dar ia spuneți, stăți puținele la oameni. Dar de când sunteți, adică odată v-am văzut cu problema asta, da? Păi da, dacă asta era problema, cum să nu? Da. Aveți cum aceați în urmă dreptul. Stați un pic să... Nu stăm acum într-o hală. Adică, cum suspenda ședința pentru conținere, le scoate din ședință, nu suspenda ședința. Și asta trebuie. Domnul, haideți să vă explic de ce este vorba de un proiect. Eu am două proiecte aici. S-au făcut propuneri de două extindere. Una pe zona industrială, 370 de metri, în zona Trotușchec, și o extindere pe zona Tuta de la Dănășești, în continuare unde s-a făcut extinderea anul trecut. Pe zona Tuta am suspendat-o pentru că trebuie să reglementăm regimul juridic al stâlpilor, iar pe zona Târgu Trotuș industrială, unde sunt casele oamenilor și nu este pe zona intravilanului extins, vă rog să înțelegeți, este pe zona industrială, de la Doltu. Care va fi numai pentru consumatori casnici, doamnă, pentru consumatori casnici. Acolo zona, nu numai consumatori, intră zona industrială pe partea dreaptă, iar pe partea stângă e zona de locuit. Nu numai pentru consumatorii casnici. Ăștia de la Trotuștec s-au tras singur curent, au cost de transformare propriu, nu că au și ei dreptul la iluminat public, asta este altceva. Este vorba de o lungime de 370 de metri. Pentru a emite autorizația de construire la acest proiect, avem nevoie de trei hotărâri. Unul, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici pentru care am făcut referat și am motivat necesitatea și oportunitatea și valoarea. Un proiect privind modul de transfer a acestei lucrări. Efectiv aprobarea investiției. Consiliul Județean, fără aceste trei hotărâri, nu putem și stăm cu cererea de autorizare și nu avem aceste trei hotărâri. Pe ordinea de zi mai este încă un proiect de hotărâre pentru aprobare, tot la fel, în stâlp. Doamne, dar știți ce facem noi? M-am spus dacă vă întreb. Da. Noi am trecut de la un punct la altul și ne zăbăcim de tot. V-am înțeles foarte bine. S-a explicat, s-a indus oamenii în eroare. Eu am fost în primărie, puteam să mă chemați la comisie, de fiecare dată eu am venit și am dat explicații și am explicat, s-au făcut confuzii pe proiectele astea. Am venit și am explicat, ăsta e proiectul de extindere, ăsta e proiectul de întărire rețeală, ăsta e proiectul, dacă toate țin de el gaz, deci de fiecare dată eu am pus la dispoziția dumneavoastră. Eu nu știu de ce, pentru un plan, oricând îl dau, nu problemă, nu ascunde nimic, este transparență. Dar vreau să... Prin planul ăla se știa, domnule, că e pentru casnic sau pentru indiferent cine este. Dar vreți să cine trece acolo, mă bărea? Ce putea să nu pentru casnic putea să... Eu i-am promis, eu zic sincer, uite cum a... Eu i-am promis, doamne, de când în 2016, când am avut prima tangenție, am zis de atunci, bă, nu mă las, mă, nu aduc cu lentru la voi. Este sau? La ora 10, că nu era apă. Și atunci am și dezbătut problema că dânsul nici nu știa de situație și așa. Ne-a spus, domnul primar, uitați, eu stau, am un contract provizor de la ele cu doamna Gorea ca să pot să iau. Acum ei mi se expiră luna asta asupra. Eu rămân fără lumină. Ce fac? Același lucru a fost cu zona și capirul Everest. Tot așa, s-a făcut o mică extindere pentru intravenanul Everest. Se rezolvă, doamnă, vă rog, se rezolvă.
Da, domnul Geru, dar noi stăm fără curent. Domnul Geru, stăm fără curent. Dacă este un condiții, mai vă spun eu că la toată lumea. Domnul Curian, v-am mai spus, trebuie să veniți să solicitați în ce să solicit, domnule, dacă spune legea că trebuie să proiect. Deci trebuie mie să dacă vă prezintă proiectul de hotărâre, trebuie să îți spuneți la scoare. Ați auzit că prea mult timp în dacă ar face la toate. Domnule, nu dați vă rog un pic. Asta e concluzia. Doamna viceprimar, stați domnul un pic. Propun suspendarea. Amânarea acestui punct cu schimbarea viceprimarului, să trecem la aceste puncte. Trei puncte cu extinderea rețelei ca să ne luăm de o grijă. Toate depind de aceeași treabă. Toate cele trei puncte sunt pentru rețea. Sunteți de acord? Și mai este, domn primar, avocatul Cristian. Da. Mai este un proiect, tot la fel, avem un băiat din Tuzla care are clasă, nu poate să-și tragă cu brentul, pentru că trebuie să-și schimbe stâlpul, avocatul Cristian, pe zona de lucru. Este dare cu titlu gratuit a acestei suprafețe. Sună bagul după această hotărâre de o lună și ceva. Avocatul Cristian, 61 de metri pătrați. De pisece de gras pe este vorba de băiatul cu Valentin, da. Era un bar din capătul satului. La fel aceeași situație, adică și doamna Țibăit. Dacă sunteți de acord, domnule consilier, ca să dăm drumul la aceste trei puncte, dacă toți vă mulțumesc. Cine este pentru? Da, da. Deci sunteți la fel să vă aici. Sunteți pentru amânarea punctului 3. Da, da, da. Și puteți... Da, dacă tot s-a discutat despre aceasta, să terminăm o dată și gata. Da, sau... Mai aveți întrebări pentru mine la... Vă chemăm. Deci punctele 3, 4 și 5 sunt pentru rând. Punctul 3. Proiect de hotărâre în aprobarea realizării și finanțării investiției, extinderea rețelei de energie electrică, alimentarea consumatorului industrială, Târgu Drotuș. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul extindere rețea, energie electrică, alimentare, consumatori. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de transfer a rețelei, a prețului și a contractului aferent pentru obiectivul extindere rețea, energie electrică, alimentare, consumatori, zona industrială, localitatea Târgu Drotuș, comandă de Drotuș, Județul Vaslui. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Și mai avem un proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de uz și servitude către SC Delgaz Grid a unei suprafețe teren de 61 metri pătrați de domeniu public. Citiți puțin. Da, să dai la tot acolo. Care s-a însurat acum? Băiat de Valentin Dorcan. Deci, să ne înțelegem cu doar. Adică vreau numai tot să puntez și eu. Dacă sunt pentru cetățenii comune, deci pentru consumatorii clasnici, nu sunt pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Abine, n-ar putea să pună problema producție, sigur. Bun, haideți să revenim la un lucru este cert. Deci dacă ni se prezenta, deci eu vreau să afirm, ca să înțelegeți, până apostolul vreau să v-ați spus despre. Abia ieri, nouă unii s-a zis că 370 de lei. Dar de unde ați fost varianta? Domnul consilier, pe comisie, ar trebui să fiți dinite acolo și m-am dus la mare. Și m-am dus la mare. Și m-am dus la mare. M-am dus la mare. Ia-ți da voie cu domnul Ungureanu să vorbească. Domnul Ungureanu. Domnul Ungureanu. Am fost. Ce suntem aici? Ați făcut o urmă ca să nu agem. Domnul Ungureanu, aveți un avertisment. Dacă mai luați cuvântul fără aprobarea președintelui de ședință, să știți fără sesare. Trecem la punctul 3. Să liniște în salon. Nu putem așa. Te rog frumos. Da, doamna secretară. Vă rog, demarați procedura. Dacă să rezolvăm problema, invitați-mi la linii cu Zaboșe. Al director să rămân. Domnul primar. Da. 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 Fără buget, punctele astea trei merg în continuare? Nu. Sunt adică, votăm primăria cu pălăria, ce facem? N-aveți bani ca să-i plătiți. Da. Ca și cum sunt prinsii. Așa spus că sunt prinsii, da? La început de an, doamna... Da. Deci la începutul anului, domnul Ionis. Păi da, sunt prinse în lista de investiții, exact. Dar rectificarea ca să poți face lucrarea. Doamne, conform bugetului. Deci bugetul e întocmit, nu l-am început. Haideți să nu mai întreba, că m-au trecut punctele lui Lăsari. E chemat contact. Da, spune doamna. Dar n-are fără bani, de ce am avut votat? Spuneți, domnul Ander. Deci putem să intrăm la rectificare de buget acum la votare? Haideți să luăm, suntem toți aici în mână de oameni. S-a votat o ordine de zi, o respectăm pe aceasta.
Bine. Ați votat. Deci nu se va mai schimba nimic în ordinea de zi, da? Nu. Bun. Da, poftiți. Ce da, să vă ce da, 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 vă rog, primarăm procedura de vot pentru finalizarea punctului 3 al urmei de zi. Mare și nu... Ca să știi. Poftiți. Păi explicați. Cu votul. Domnule, pentru... Nu, dar cu votul în sensul ăsta sau nu? Pentru schimbare, puneți un X în dreptul... Așa da? Pentru menținere, puneți un X în dreptul 1. Domnul, vreau să apreciez calitatea... Poftiți, doamna viceprimă. Deci comisia de validare, doamna Doamna, doamna Doamna, doamna Doamna. Nu-i neapărat o să rămâneți în trei. Doamna Doamna, cine mai era domnul Doamna? Domnul Gureanu? Domnul Gureanu. Hai, poveți. La cabina de la cabina. Da, cât se vorbează, haideți să ne-a venit un breaking news. Către Consiliul Local Târgu Drogoș, având în vedere organul Ministerului Educației, cercetările de așa, numărul 4619 din 23 septembrie 2014, privind metodologia de organizare și funcționare a Consiliilor de Administrație din Unitățile de Învățământ, cu modificarea statului ulterioare, vă rugăm să ne semnați trei reprezentanți al Consiliului Local, care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Târgu Drotuș. Vă rugăm să ne comunicați numele acestora care s-a scris. Da, pentru anii precedenți au fost. Face parte domnul Moise și doamna Gen. Consiliul Local. Sunteți de acord să rămână aceeași? Mă rog, cum eu pune de pe doamna Premier, că eu sunt plecat, nu știu, n-am rezolvat. Și ședințele vor fi mai des. Nu poți pleca, cum au anunțat, m-am putut să ajung. Rămâne la unei pere, rămâne. Doamna Apostolache, rămâne. Funcție. Doamna Apostolache și domnul Nicreanu, plene. Păi nu intrați doi, nu. Am plecat cu pixurile, ce zic? O, poate ei sunt trei. Da, Thank you.
Dar rog comisia de validare să preiau. Ieri am studiat materialele la ședința, la ședințele de comisii. Doamna contabilă Gavorileanu este prezentă, dacă are ceva să ne spună din ei, sau dacă nu se răspunde la întrebările dumneavoastră. Vă rog, dacă sunt înscrieri la cuvânt. Bun, trecem la vot. Cine este pentru? Sunteți în opoziție. Pentru ce nu verificați, de ce nu votați rectificarea de buget? Când nu o facem pentru doamna viceprimară să o schimbăm, nu o facem, o facem pentru comuna Târgu Trotuș, pentru oameni din sat. Suntem la ambiții și ne batem cap în cap. Pentru ce? Vreau un răspuns, vă rog eu frumos. Deci din cauza lui doamna viceprimară, deci nu se poate aproba ăsta.
Mâine cu oamenii o să-mi iau utilajele, o să mai are domnul primar de dat bani la asfalt și sunt multe treburi de achitat. Da. Lucrări la școală, sunt multe. Vor blocarea? Dacă vrem să blocăm, rămân, intrăm în auto dizolvarea primăriei și gata, domnule, în 3 luni de zile și mergi săraci moșteni. Stați un pic, stați un pic. O să ajungă de bătrâni ăștia care abia se mișcă. S-a încheiat procedura de vot, să puteți hotărâi acum ce s-a votat sau nu se face. Forțez oamenii să voteze. Nu, domnule, nu, de ce? V-am întrebat, am întrebat. V-am forțat să votați? Nu, nu. Da. Dar am întrebat atât. De ce? Nu v-am forțat pe nimeni. Nu. Dar de ce votați schimbarea? Simplu motiv este viceprimarul, de ce este motivul? Doamna secretară, vă rog frumos să faceți procesul verbal, că vreau să vă spun ceva și să notați în procesul verbal. Da. Domnul Gurean, spune, dar a fost... Motivul nevotării acestui buget și rectificării sunt eu, schimbarea mea, da? Suntem eu. Deci asta este... Nu, asta sunt cele, domnul. Asta a spus mai înainte, domnul Gurean. Mă rog, măcar nu vreau să răspund. Să răspundă dumneavoastră. Dar răspund dumneavoastră, domnul Gurean. Dar dumneavoastră ați adus amendamente la această rectificare? Doamne, eu pot să vă spun. Dumneavoastră ați participat la oprirea apei în bazinele la Cuta, la domnul Vozic. Cine v-a permis? Cine v-a permis? Strângeți bani în bază. Ați dirijat fulgul escalator. Vă rog frumos să explicați. Cine v-a permis să obiți? Astea sunt motivii, doamne, expusii. Astea sunt motivii. Astea sunt motivii. Dacă sunt motivii, puteți de motivii. Astea sunt motivii. Acesta vă da mea. Eu v-am întrebat dacă dumneavoastră ați adus un amendament la această rectificare de buget. Da. Și dacă dumneavoastră vi s-a întrebat... Asta vă trecem la votarea acestui buget. Doamna, vreau să vă spun pentru probleme importante care sunt cu rectificare. Deci, în primul rând, vă spuneam că sunt și lucrări care sunt în continuare. Sunt obiectiv de investiții care ne-am oprit cu ele și la căminul cultural și la canalizare la Vișoara și la școală și utilajele care ne-am angajat să le luăm și nu o să le putem plăti, o să trebuia să le dăm înapoi. Este o așa problemă cheltuieli de personal. Deci, pe luna trecută, când am făcut gravitele în totalitate, către Direcția de Finanțe să niște penalități, și pe luna asta nu vor primi salariile. În perioada 14-24 septembrie, voi fi în concediu. Să notați, doamnă secretară. Să deschid credite, să transmit bugetul în Forexe, să duc la finanțe, să duc la trezorerii, să deschid credite în regim de urgență, îmi trebuiesc 7 zile lucrătoare. Deci, după data de 14, când vor intra banii pe cargă, nu vă gândiți să veniți, că ridicăm, înapăcăm bugetul și cu aceea strigați, nu-i doamna Păcagălă! Nu! Doamna Păcagălă a anunțat că pleacă de pe 14-24. Deci, am dreptul la viața mea personală. Deci, eu până atunci sunt aici, până pe 14 la ora 9:30 dimineața sunt. După aceea ne întâlnim pe 24. Și după aceea luați în calcul, ia 7 zile lucrătoare. Da, trecem la votarea bugetului, dacă nu mai sunt probleme. Încă o dată. Cine este pentru? 6. Împotrivă? Mulțumesc. Trecem la punctul următor. Proiect de hotărâre privind... Deci nu a trecut bugetul. De ce? Nu a trecut. Proiect de hotărâre privind aprobarea serviciilor juridice de consultanță, asistență juridică și reprezentare în instanța Comunității Prodoș. Nu are niciun sens să mai vorbim din moment ce nu avem buget. E vorba de avocatul care așa se... Deci este vorba de avocatul care va trebui să recuperăm banii de la EON, să dăm în judecată, dar în momentul în care nu avem buget, e
Noi să punem la vot. Cine este pentru? Trebuie votat fiecare punct. Cine este pentru? Împotrivă. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării manifestărilor culturale-artistice ale Zilele Comunică Dobrogor 2018, ediția a doua. Cine este pentru? Știți despre ce este vorba? Împotrivă. Deci nu se face... Ca să știți, domnule. Puteți duce la tot sat, ca să știți. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe secțiunile de funcționare și dezvoltare pentru trimestru 2018. Pentru doamna consulată, chiar dacă nu trece. Da. Poate, da. Ca să nu eu mai pun în faptul ocazii, când se va elua acest proiect. Spune, doamna consulată. În raport cu dumneavoastră, deci acești 60.000 de lei au fost alocate pentru cheltuieli materiale încălzit din un an foarte mult, ceva cu canal, salubritate, deplasări, plajă la locul de muncă, la care vor da schete, ligătinete și așa mai departe. Cu colămuri pentru mine, Coala, coordonatorul de credit, persoana doamnei Sbedeanu, bugetul de care dispune dânsa face parte tot din acești 450.000. Da, da, da. Deci nu are buget să facă. Deci de aici, prin contactul la scole, da, da, deci dumneavoastră transferați... Și ea mai are cum și-a mai făcut încă un buget pe suma ei. Dar bugetul ei este inclus în asta. Dar aici nu sunt trecute și copii ăsta la ea. Nu, nu, nu. Deci numai ce scrie acolo, că este dumneavoastră, cu o mine de care se spune. Deci, apare clar. Asta vreau să spun. Deci, cheltuieli materiale. Încălzit. Adică combustibil. Deci, nu mai putem recomanda mai multe, dar cheltuieli materiale pot face, înseamnă că lucrări început, de boară, rămâne, neplătit. Da. Plus combustibil. Plus combustibil s-a plătit. S-a plătit combustibil, și în felul ăsta, societățile care execută lucrări, o să și ei nervi și muncitori și o să plece acasă. Nu putem începe anul școlar, doamne. O întrebare, doamna contabilă. Putem începe lucrarea de electrificare la drumul rotu și acum are urgent? La ce anume? Electrificare, electrificare la drumul rotu. Nu ai extinderea de rețea la drumul. Noi putem continua, sigur. Fără probleme. Dar ne trebuie hotărârea de Consiliu care să meargă pe ea la EON. Mă regret dacă poate ea pe de buget. Acum, acum. Nu, nu. Poate că e nicio greu. Bun. Lăsați, că le fac placa așa aici de zile, 90 de zile și nu... Bun, am înțeles. Ce problemă e și la constructori, scoate să-și vadă de treabă, domnul Guadal. Eu am făcut lucrări, primesc banii pe studii, 100 de zile, 60 de zile, gândiți-vă și dumneavoastră, e bine ca să meargă de aici, nu vă victimizați. Eu nu vă spun din asta. Haideți să punem la vot execuția bugetară. Cine este pentru? Împotrivă. Da. Am ajuns la punctul diverse. Deci, la pașul la doamna. Domnul președinte, dar faceți ședința corectă. M-am abținut. N-ați notat. Acolo, abține. Cere. Vă rog frumos. Nu s-a văzut. Băi, nu s-a văzut. Cine este împotrivă? Mai atent. Cine este? Zero obținere cu Mihaiță și cu Mihai. Da. Cine? Cine este pentru? 5. 5. Abține. 2. Împotrivă. Mă scuzați, domnul consilier. Ridicați mâna mai cu voce tare. Am ajuns la punctul respectiv. A, da. V-ați zis. Da. La diverse, dacă sunt probleme. Nu pot să vă puteți. Da, la portare de aici, știu. Să rezolvăm, să trecem de la tine. Poftiți, doamne. Vă rog.
În momentul la diverse. La diverse, tot ultima. Deci, mi-am spus de ședințele ei. Adesea. Da, nu mai discut. Deci, mergeți pe traseu cu suntem curioase. Știu. O grămadă. Nu mai trebuie să spun la mă. Mergeți. Haideți, domnul, că am fost pe voastră. Mergeți, domnul, că am fost pe voastră. Mergeți, dumneavoastră. Da, da, da. Vă că aveți voastră. Poate nu știați, da, da. Nu, 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 nu mai intra să iasă din mai mai intru, pentru că s-a stricat, s-a ars de la, trebuie două contactoare la Vincioara, nu la Cruța, s-a ars crucea de la Vincioara, dacă nu vreți, eu vă spun. Doamna vicepreședinte, două zile a stat. Da, deci vă spun. Ședința, dacă nu mai se intra probleme. Păi dacă vă ies, vă spun, să nu mai spun. Atenție, spuneți, doamna. Mulțumesc pentru invitație, este prima zi când particip la acest tur urban. Eu n-am citit în viața mea. Invitat. Am fost invitat. E prima dată când particip la asemenea ședințe. Dom'le, n-am văzut asemenea, să vă spun eu, contradicții în viața mea. Am fost și eu medic în cadrul primăriei Onești. Am fost la multe primării. Am fost la primăria Onești 20 de ani. N-am fost consilier, am fost medicul Onești. N-am pomenit, dom'le, așa ceva. Nu faceți front comun. Dar nu-i problema doamna Bicină. Pentru a rezolva problemele comunii, depinde de vicină, trebuie iar de zi, iar să nu se spune, să o schimbați. Face, domnule, front comun, domnule. Uite cum poate copii. Domnule, domnule, la 3 luni de zile. Cum poate, domnule, copii? Este ceva nelegal. Băieți ăștia tineri. Domnule, dă-mi voie să vorbim. Acești tineri care de 6 ani stau fără curent și au 2 copii, cum și stăie, domnule, fără curent? Domnule doctor, nu apelați, vă rugăm frumos, oamenii au curent și nu vor avea de scurt în spate. Nu avem curent. Am înțeles foarte bine, dumneavoastră a zis cu cuvinte, dumneavoastră, peste o lună, vă expiră contract. Noi am făcut tot posibil să tracă proiectul și să demarăm proiectul acolo. Nu-i aberat. V-am zis că se retornă, să se dăm mi se pare normal să arătăți după 3-4 ședințe, după atâta tap-dam, după atâtea cercuri, în momentele astea, tot așa? Ați înțeles, Adinele, că n-am fost prezentat acum? Am înțeles, da, am înțeles, dar de ce, domnule, dacă a vrut să-și o spun opinia, de ce nu l-ați lăsat, de ce l-a trebuit? Dar are dreptate 6 ani de zile în alță pe curent. Da, are perfectă dreptate, am stat 3 ani de zile, 3 ani, am stat fără curent. Dar trebuia stabilit și trebuia făcut. Ar fi bine să trăiască domnul Anton, să vă răspunde, cu ignoranța care mi-a răspuns. Am venit la el și i-am spus, domnul primar, nu am curent, ce trebuie să fac? Te rog frumos să ieși de pe ușa mea să mă lași în pace. E în ajunșoară. Așa mi-a să te spun și domnul vice. Și cu ce sunt eu de vină că domnul Anton a zis atunci și ați venit că vă spuneți? Nu trebuie. Domnule, eu văd în 2 ani de zile, totuși, de când este la guvernarea actuală echipă care este, o realizăm. Eu cea mai mare bucurie pentru mine este că absolutul este asfaltul din altul, indiferent cum s-a făcut. De dacă de 25 de ani de guvernare post-comunistă, nu a fost în stare să facă nimeni. Cum domnule a reușit acest bucur, domnule, să facă? Adică e o bucurie pentru noi, domnule. Indiferenție este. M-am bucurat pentru că poate face proiecte, să facă și pe succesul dumneavoastră depinde de proiect. Faceți proiect. Lăsați-o, domnule, pe doamna Vicină. Lăsați-o, domnule, să-și facă treaba. Ești iubită de popor, are carismă, are prezență tot ce vrei. O văd mereu pe teren. A venit el să-ți fac conductele după 4 ori pe vitut, dar imediat să-l luau măsuri, facem șan, bagă conducte. Ce vreți mai multă activitate a ta, domnule? Ești femeie și are copii, are familie, nu? Dar hai, domnule, să faceți front comun, domnule. Bugetul nu poate funcționa. Nu se poate realiza fără buget. N-am auzit așa ceva, că e vorba de buget. Din 3 sau 4 luni de zile. Mă iertați că particip la ședință, nu am fost niciodată, dar eu așa ceva n-am întâlnit. Și tu nu va avem. Faceți, domnule, front comun, sunteți cetățeni ai comunității de lucru. Vorbim pentru oameni, v-ați votat pentru oameni, reprezentați oameni. Nu se poate, domnule, așa. Vă rog să vă cred. Și-mi pare rău că n-am fost consilier. Am să regret toată viața vieților mele. Trebuia să fiu un consilier și aici îl vedeți cu mine. Deci, încă o dată, faceți front comun. Lăsați rădășirii politici. Faceți front comun și vedeți privind ei comuni. Deci, fii comun atent, totuși, nu? Mă uit la televizor, în toate satele se face zile comuni. Mă uit și eu și la televizor. Piști totul. Este unitatea, aici nimic. Aici, care mai din care? Domn doctor. Da. Deci, atât am vrut să vă. Și încă o dată, Dumnezeu să vă ajute.
Sunteți romano-catolici, ortodoxi, faceți prost drumul. Nu faceți cârdășii politici, nici religioase. Hai să vorbim aceeași limbă. Vă rog foarte. N-am participat niciodată, dar am venit cu plăcere să faci ce. Dar nu se poate, domnule, așa. Domnule, hurtiu. Vă vorbim, domnule, aceeași limbă, domnule. Suntem, ne întâlnim în stradă, suntem prieteni. Nu? Și aici facem, nici mă așteptam nici la domnul Țărlea și la domnul Mititelu sau cine mai sunt domnul. Domnul doctor, Consiliul Local este ales politic. Consiliul Local, autoritatea hotărăște. Deci, nu hotărăște. Păi nu hotărăște. Păi și-o hotărâi, domnule, că nu s-o hotărâi cu demnul. Opinia ce se trebuie. Să fac investite. Păi o hotărâi. Nu însă ăsta. Păi dumneavoastră s-a votat. Păi degeaba ați votat, ălea, dacă nu luna asta nu votați, luna viitoare nu votați, luna aia nu votați și tot așa, păi ce facem? Mai și 3 luni și 10 ani, domnule. Trebuie să voteze și consiliere. Votați-le bugetoare, luați-le din nou, domnule. Vă rog eu. Păi bun, dar votați, nu s-o, a fost contra, nu? Mai luați-o odată, domnule. Nu s-a votat. Așa de tot pe toți ce deci, eu într-un fel sunt de acord, dar nu vreți voi, nu vrem nici noi. Dar când am depus un jurământ, am depus pentru binele cetățenilor și a comunității. Nu interesul personal al domnului ăla, nu interesul personal al ăla, nu etc. De ce vă abține? Haideți totuși, dați-mi 30 de zile să ne gândim și asta. Poate doamna vici, ori își remediază comportamentul, ori se întâmplă o chestie și... Dar ce defecte are domnule? Nu știu. Domnule, dar aveți 4 luni zile ca să votăm. Nu mi se pare normal să sfârșim o comună întreagă, un partid întreg, că nici noi putem strădăm partidul, că nu suntem gunoaie. Aici nu-i vorba de oameni, mai este vorba de oameni. E vorba de interesul comunilor. Dar aveți alte discuții? La punctă de vedere. Problema viceprimarului s-a discutat. Domnul președinte, haideți să răspund, domnul Ghimeți. Interesul. Exact ce a spus dumneavoastră, da? Da. Strict pe aceeași. Exact ce a spus dumneavoastră. În urma alegerilor locale, împreună cu dumneavoastră am jurat să respectăm Constituția și legile țării și să facem cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea noastră pentru binele locuitorilor comunei cu Prut. Da. Principalul act normativ. Vă rog frumos, fiți atent. Care ne reglementează activitatea este legea numărul 215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale. În temeiul prevederilor articolului 36 alineatul 1 din actul normativ menționat, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște condițiile legii în toate problemele de interes local. Vi se pare că am deviat cumva de la aceste principii? A spus domnul doctor, a spus mai devreme că este... Deci, trebuie să știi, domnul doctor, clar, acel asfalt pe care domnul doctor se bucură a fost votat cu majoritatea consilierilor, da? Da. A fost majoritatea consilierilor, deci nu a fost nicio abținere, niciunul împotrivă. Votați în continuare. După care am spus așa, după ce terminați cu ăla, să începem asfaltarea la Târgu Trotuș, la Vișoara. Ați mai auzit ceva după mare asfaltare? Nu. Domnul consilier, vă dau răspunsul. Dați-mi, domnul. Sunt cel mai în măsură. După ce am terminat asfaltarea de tot, da? Așa, știți că mai avem o coadă de bani de dat. Din cei, v-am spus și el, din cei 6, 7, 8 proiectanți cu care lucrăm, au fost cei mai rapizi și cei mai serioși. Foarte rapid am zis. Așa, tot cu dânsii, o să începem aici. La Târgu Trotuș. Așa, practic deja măsurătorile s-au și făcut. Dar băieții au dat înapoi în momentul în care nu-i pot da banii de pe bucata aia de bani. Auzi, domnule, dar eu vin, lucrez, dar am garanția că o să-mi iau bani. Băi, dar tu m-am specificat, Mihai, a spus clar. Așa e. 30 de zile trebuie să ajungem la o soluție de compromis. Ieri ai spus la fel. Vor exista soluții de compromis. De ce nu putem ajunge la o soluție de compromis? Pentru ce? Pentru că ne încăpățânăm ca să ținem pe dronul faraon, da? Mulțumesc frumos. Da, dar deci luați în considerare totuși că probleme mai grave sunt dincolo decât aici. Deci haideți să înțelegem. Domnul Grean, vă rog, dați scurt. Eu aș vrea să precizez și să spun câteva puncte din care să înțeleagă cetățenii. În primul rând, această procedură pentru doamna domnul primar nu pornea dacă domnul primar nu ne acorda sprijinul încât o să fim în așa fel încât să facem majoritate. Pentru că gândiți-vă logic. Noi, ca optiși, trebuie să înțelegeți, niciodată nu puteam să punem proiect așa de prost să fim. Corect? Da. Nu știu dacă mă înțeleg. Așa. Bun.
Deci s-a pornit acest drum din cauza că s-a spus. În al doilea moment, asta am terminat. În al doilea moment, cetățenii trebuie să înțeleagă un lucru. Am aici de la Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrativ, Publice și Fonduri Europene, care trimite către Primăria Târgu Trotuș o adresă prin care spune, conform listei aprobate, deci să înțeleagă lumea că nu noi suntem, adică nu suntem de acord sau nu vrem să se facă. Și ce spune aici? Conform listei aprobate, Comuna Târgu Trotuș, din cauza lipsei resurselor financiare, nu beneficiază de finanțare prin PNDL 2017-2020. Deci asta să înțeleagă toată. Păi dacă dumneavoastră nu votați buget. Ce să vă... Dar ce treabă are bugetul cu PNL-ul? Păi cu ce treabă are? Păi acest lucru a venit în 2017. Hai să vă răspund la amândouă treabă. Deci asta are în 2017. Domnul Bureanu, ce act aveți dumneavoastră prin care nu beneficiem mai de PNL? Ia uitați la cameră de actul respectiv. Nu, nu, ați acut ca să... Uitați-l. Așa, la uitați dumneavoastră. Deci nu beneficiem de lucrări pe PNDL? Da. Deci vreau să beneficiem, așa spune aici, domnule. Direcția Generală de Dezvoltare Regională, eu n-am pus. Le confundă, dar nu știu. Bună, bine, bun. În altă ordine de idei, am negociat postul de viceprimar cu dumneavoastră, expre. Poftim? Am negociat postul de viceprimar cu dumneavoastră, expre. Și ce v-am spus? Cum au fost discuții? Cum au spus? Ce v-am spus? Așa, ia spuneți. Nu mai rețin. Eu v-am spus așa, domnule, eu nu pot să vin dacă nu se face nimic. Da, așa v-am spus. Într-adevăr. Da? Într-adevăr. Și? Așa. Bun. Acum, lucrurile stau în felul următor. S-a văzut destul de clar. Noi am avut discuții inclusiv cu domnul Moise. Deci da. Nu mă dau lovit. Așa. S-au obținut până la urmă varianta în care să se meargă la vot. Cei din partid s-au abținut. Au dat în retragere. La un moment dat au fost niște înțelegeri între domniile dumneavoastră. La un moment dat, domnul consilier ieri a făcut o afirmație prin care dânsul nu-și dorește. Eu cred că dorește. Mai mult decât domniile voastre. Domnul dorește cel mai mult. Nu, eu reafirm că nu-mi doresc postul viceprimar. Clar. Eu nu am încredere. Deci dacă așa, dacă nu ai să fii sănătos. Eu nu-mi doresc acest lucru. Așa afirm. Deci eu nu-mi doresc. Ceva viceprimar de la bunul. Dânsii. Deci, da, chiar dacă este din pot, se va transfera la primărie și o să avem un balamuc aici în primărie asta mai mare decât acum. Domnule. Domnule. Deci acest balamuc nu s-a făcut. Depășit, vă spun eu, subiectul ședinței. Nu. Nu s-a depășit. La diverse spate. A fost așa. Pentru că în momentul în care, da, să fie votat un lucru. Și am zis, domnule, nu pot să fac acest lucru. Domnul Bureanu, dumitare, atâta ești de ambițios și spun și din ce cauză. Deci, dumitare, deci am spus că nu poți și vrei să depui un proiect de hotărâre pentru Troița respectivă, care am discutat și am primit și o să o fac așa, dar nu vă desbuget. Da? Deci, păi da, dar dumneavoastră ce mi-ați spus? Deci dumneavoastră ce mi-ați spus? Într-un final, nimeni n-a zis, bă, bravo, mă, l-ai dus la îndeplinire. Deci ce mi-a spus dumneavoastră? Cu ajutorul ați spus așa, că o să fac Troița respectivă pentru a vota... Nu, ați spus așa. În momentul în care vei vota rectificare de buget, atunci voi face Troița respectivă. Mă, mă rog. Eu vă spun bucuros că am putut să duc... Ai venit cu varianta, domnule, să facem un stadion, am ținut negocieri cu domnul Sabău, s-a accedat și dânsul, ne-am ajuns la un punct comun, domnule, l-am dus la îndeplinire, l-am dus. Păi l-am dus. Dar așa ne-ați argumentat. Inițiativa, practic, a plecat la dumneavoastră, dar eu am dus la capăt. Și știți discuția asta între noi doi de atunci. Eu să nu vă aduc aminte cu echipa de fotbal, că e mai complicat. Domnule, cu echipa de fotbal ați gafat dumneavoastră. Făceți-o dumneavoastră, nu vă spune 4.000 de euro. Domnul Sabău, știți că eu am demarat, o aduc pe doamna de jos și am demarat toate proiectele pe albume, că era complic, eu nu puteam. Și a fost un impediment că n-am putut să mai merg mai departe. Dar ce impediment? Deci echipa a fost creată, domnule. Echipa a fost creată. Dar unde se creează? Păi finanțare prin sponsorizare. Asta era. Și cu o lege prin care stipulează că 5% trebuie să poate să dea și dimineața. Avem echipă de sfârșit. Avem lucrurile probleme decât fotbalul. Avem lucrurile probleme decât fotbalul. Copiii poate să joace acolo. Dar avem echipă de fotbalul acesta care a câștigat mult. Avem echipă de fotbalul acolo. Domnul Bureanu, haideți ca să vă zic unde a fost problema dumneavoastră. Neinformarea. Practic despre... Acolo s-a pornit conflictul. Dintre domnul care ați discutat ceva și s-a trezit cu plicul de la Bacău că este președinte și votare și votare, iar dânsul a zis, domnule, eu am discutat că ajut. Dar nu ca să mă duc pe drumuri acum, că eu sunt un simplu om și cred că știți despre cine este vorba.
Deci omul a zis cu toată dragostea ajută că este profesor de sport, așa, dar nu poate să fie președinte pentru că este, are probleme. Domnul meu, nu rețineți un lucru. Eu am plătit din banii mei. Deci firma tot ce s-a făcut, am umblat la Bacău, dar țineți cont, eu acel domn am întrebat înainte de a face pe numele lui. Domne, o să... Ce nu trebuie în continuare, domnul Buia? Ce nu trebuie în continuare și faceți firmă? Faceți bani din buzunar? Dar eu nu l-am trebuit. Nu. Dar de ce nu? Sponsorizați ca să... Băiatul dumneavoastră. Dați 100, 2, 3, 500 de milioane și... Dar de ce sunteți sponsor? Pentru că sunt consilieri. Nu contează că sunteți sponsor. Domnul Ungureanu. Că ați inițiat, puteți sponsoriza. Haideți să luăm pe aia. Dacă mai sunt probleme. Nu? Da. Declar ședința încheiată. Fără plăcere, mai simplu.